având în vedere că i-ai promis lui Sebastian că nu o să mai glumești și că o să fie așa cum trebuie. Nu am glumit cu tine în sensul ăla, asta ați crezut voi, că dacă eu vă dau două glume, gata, le înțelegeți. Vorbeam și eu, Robi. Vorbeam eu înainte, dar hai zi, te rog. Am spus că n-am făcut nicio glumă în sensul ăla cu voi doi. I-am spus lui Sebastian și a înțeles că pur și simplu făceam mișto. Roberta, se interpretează pentru că voi ați avut anumite tatonări și de acolo pleacă chestia asta. Dacă da. Uite, dacă tu ai fi avut genul ăsta de glumițe cu mine, cu care n-ai avut nicio treabă, nu ar fi zis nimeni nimic. Cosmin, da. Dacă da. Tot se interpretează tot aici, și eu aș putea să o interpretez greșit pe iubita ta. Pe ce? Da, uite. Uite, de exemplu, înainte să spună ție că te iubește, sau mă rog, când a fost, eu am întrebat-o și mi-a zis că nu simte chestia asta pentru tine în momentul. Erați înainte de emisiune sau în timpul emisiunii? În timpul emisiunii. Mai ții minte când exact? Ce era îmbrăcată? Ce mâncați? Cine mai era la masă? Nu mai mi-aduc aminte. Dar se poate ca tu să fii înțeles greșit? Am vorbit cu ea despre Cosmin. Da, dar se poate ca tu să fii înțeles greșit? Nu știu.